Ministrul Finanțelor declara neașteptat în scandalul pensiilor. Statul a arătat că nu a fost un bun administrator. Eugen Teodorovici a declarat, mari, ce până la finalul lunii iulie, Ministerul Finanțelor Publice va prezenta mecanismul la care noi, ca stat, ne-am gândit pentru a crea în PIA o concurență real, corect. Astfel, românii vor trebui să opteze între pilonul I și pilonul II de pensii. Eful MFP a refuzat să dea prea multe detalii despre variantele discutate la guvern, dar a lezat să se înleagă ce statul s-ar putea apuca să investească o parte din banii virai la pilonul I, duc modelul pilonului 2. Eugen Teodorovici a declarat că românii vor avea posibilitatea să opteze între pilonul I și pilonul 2 de pensii, însă nu a oferit alte detalii despre mecanismul la care lucrează executivul din care face parte. Nu vreau să mă antepronun pentru ce avem o discuție la nivelul guvernului României cu un pachet integrat integral pe toate aceste măsuri, a declarat ministrul de Finanțe, potrivit Digi24. Întrebat cum poate fi concurent între un sistem în care banii doar se acumulează, unul în care banii se multiplic, Teodorovici a răspuns, e undeva imposibil? Scrie undeva ce nu poate avea statul o astfel de abordare. I se acumulează, dar nimeni nu o preteca, din ce se acumulează, o parte, pe același mecanism pe care se spune în pilonul 2 funcționează, se amia acolo aceeași abordare. Ne uităm la practica de până acum în care statul nu a demonstrat că a fost un bun administrator pe multe zone din economie. Este adevărat ea stat, dar asta nu înseamnă că statul trebuie să fie condamnat la, să spunem, o etichetă de incapabil în a gestiona banul fie public, fie privat într-un mod judicios, a continuat Teodorovici. Ministrul a mai lăsat să se înleagă ce românii care nu îi vor exprima opinia vor fi automat trecui la pilonul I de pensii. În schimb, Teodorovici a refuzat să spun care ar fi suma care s-ar transfera de la pilonul 2 la pilonul I. Nu a răspuns nici la întrebările legate de pensiile speciale, care nu sunt bazate pe principiul contributivității.